Întreaga comunitate din localitatea Poiana, comuna Cristinești, este șocată după aflarea veștii că o fată de numai 13 ani este suspectă în cazul dublei crime din sat. O femeie de 82 de ani și fiica sa, de 54, au fost găsite fără suflare, duminică, în propria gospodărie. Copila este o rudă îndepărtată a victimelor, care vizita des cele două femei și le ajuta. Anchetatorii încep să pună cap la cap tot mai multe detalii în cazul dublei crime de la Botoșani. Groaznicul incident ar fi avut loc vineri seara, iar trupurile femeilor au fost descoperite la mai bine de 36 de ore distanță. Victimele ar fi fost înjunghiate în urma unui conflict petrecut după ce copila le-ar fi furat acestora o sumă de bani pe care nu mai voia să o înapoieze. Pentru că zvonurile au ajuns repede și la localnici, acestora le este greu să creadă că fapta a fost comisă de minora de 13 ani. Ea mai venea pe la dânsa, pe aici. Acum vreo două zile, n-am văzut-o, dar nu era fată de crime, de astea, nu, spune o femeie din sat. Scenele sângeroase s-ar fi petrecut vineri seara, după ce cele două femei au chemat-o pe copilă să le repare telefonul. S-ar fi iscat imediat o ceartă în care victimele o acuzau pe minoră că le-a furat mai mulți bani din casă. Citește și elevi incendiat într-o școală din Botoșani, în timpul orelor de curs. Directoarea i-a dat și i-a spus să vină să-i facă telefonul, fata ce i-a făcut necazul. Și cred că când a venit și i-a făcut telefonul, i-a făcut și capătul, povestește o vecină. Așa se aude. Că a spus și domnul de la magazin că a furat 17 milioane. I-au spus să-i aducă înapoi și nu i-a adus. După câte se aude, vineri noapte, la 1, între 12 și 1 noaptea, a fost crima, care le-a omorât și, după aia, s-a auzit un cârâit de găini. Le-a furat și găinile, că avea nu știu câte, 5-10 găini, nu știu câte avea, relatează Vasile Muraru. Femeile au fost găsite duminică dimineață, având răni grave în zona gâtului. Minora suspectă este din Ibănești, o comună alăturată, iar vecinii cred că aceasta nu a fi putut acționa singură, dată fiind vârsta ei. După câte se aude prin sat, că a fost autoarea la crimă. Ea și cu un frate de-a ei, spune o localnică. Suntem deja într-o verificare de amploare, pentru a vedea dacă copiii sunt în situație de risc și să vedem dacă se impune instituirea unei măsuri de plasament și pentru ceilalți care sunt acasă, a afirmat Romica Magopeț, primarul comunei Ibănești. Victimele n-au avut nicio șansă de scăpare, deoarece bătrâna se mișca greu, din cauza vârstei, iar fiica ei avea probleme locomotorii. Mama copilei se apără și e convinsă că fiica ei nu ar fi putut recurge vreodată la un asemenea gest. N-o vedeam pe el. Să zici că a avut pantaloni negri și nu s-a cunoscut, dar când s-a schimbat în fața mea, o vedeam pe picior, pe piele, că e de sânge sau pe mâini sau indiferent în ce era. Îi zbura pe cap, pe ceva, tot îi zbura. Imposibil o pată de sânge să nu o vezi. Și nu a fost, eu vă spun, n-a fost tristă, n-a fost abătută, n-a fost supărată, n-a fost absolut nimic. Doar am râs, am glumit cu ea, ea nu a spus acasă așa ceva. Eu nu am legătură cu așa ceva și nici nu cred că fata mea ar fi în stare de două crime, susține mama tinerei. Până la stabilirea tuturor detaliilor, minora a fost preluată de către Direcția pentru Protecția Copilului, în timp ce autoritățile locale vor efectua o anchetă socială în cadrul familiei acesteia. Vom realiza evaluarea completă a cazului, conform procedurilor operaționale ale instituției noastre, în sensul că va fi evaluat cazul de către o echipă de specialiști, asistenți sociali și psiholog, iar urmarea concluziilor echipei de specialiști vom constata dacă se impune includerea într-un program de consiliere a minorei, a spus Felicia Mihai, asistent CASC pe Botoșani. Momentan, fiind vorba despre un minor suspect, anchetatorii nu pot oferi mai multe detalii din dosar, iar din cauza vârstei copila nu poate fi reținută și nu poate răspunde penal. Procurorii continuă, însă, cercetările pentru stabilirea tuturor detaliilor.